o discuție incorrectă, eu afirm cu toată răspunderea, cu aceste minerale din apă care ar fi chipurile utile, sunt minerale anorganice, sunt studii americane care spun că aceste minerale anorganice au, în primul rând, au o mișcare de spin inversă, mineralelor organice sau coloidale. Am înțeles. Și care au trecut deja prin procese organice, în plante bunoare. Și practic nu trebuie să facem exces de atâtea minerale. Nu? Rata de absorție înseamnă 3% adulți, 13% copii. Copiii sunt ca niște bureți, absorb mai mult. Da. Dar nu sunt de folos. Mineralele intră în celulă. Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu Bruce Lipton, profesorul Bruce, unul dintre cei mai mari biologi din lume la ora actuală. A fost în România, a ținut o conferință în București, o să vedem spre sfârșit o parte din interviul pe care l-am avut cu el. A fost singurul din țară, mă mândresc cu chestia asta, cu care a acceptat să stea de vorbă. El a venit în România și a plecat. Ei bine, am încheiat această discuție cu mineralele inutile. Am înțeles. Bun. Consecința ar fi pietrele. Eu am aici o colecție de pietre din rinichi și din fiere, destul de mari, nu vreau să experiment pe oameni, adunate doar în 3 luni, de la sala de operații. Bun. Acum, mai e un lucru de spus la apa minerală și închid subiectul. Plasticul. Noi cumpărăm odată cu apa și plastic. Plastic înseamnă ce? Polietilen terephthalat plus o mulțime de substanțe care dau elasticitate, printre care bisfenol. Da. Rog telespectatorii să caute, să documenteze, să găsească cuvânt bisfenol. Este o mare emulație în Occident, în special în Israel și în Statele Unite, dar și în Canada și Marea Britanie, se interzic recipientele alimentare din plastic care conține acest bisfenol. Este un disruptor hormonal, imită structura chimică a hormonilor sexuali și este principal factor pentru cancerul de sân. Da, dar pentru telespectatori. Unde e bisfenolul ăsta, Dane? Bisfenol, haide să fac o mică divagație. Polietilen terephthalatul este... Așa. Cum se cheamă când se sparge? Deci, se sparge, precum sticla. Casant. Casant. Ăsta e termenul, da? Deci, polietilen terephthalatul este casant. Și atunci sticlele care să fie, cum să vă spun, flexibile, să nu se spargă, se adaugă acest bisfenol care deci se dizolvă. Deci bisfenolul e în sticlele de plastic, da, în recipientele, care se găsește în recipientele de plastic și el se dizolvă. Corect. Am o întrebare retorică pentru noastre și telespectatori. Da. Apa minerală, care se spune că e de la, eu zic, izvorul minciunilor, de la nu știu ce izvor, da? Care a curs milioane de ani pe sub pământ, pe roci și aia este sănătoasă și este minunată. Deci are termen de garanție? Da. Corect. Este o întrebare. Din cauza asta, pe de-o parte, și din cauza florii, care se dezvoltă într-o apă neprimenită. Am înțeles. Care stă la anumite temperaturi. Bun. Bun. Și atunci, ce e de făcut? În Statele Unite, începând cu 1962, au apărut, datorită clorului în special, dar și celorlalte probleme legate de medicamente și ce am mai spus, necesitatea, obligativitatea de a se interveni asupra apei pe care o beau oamenii. Altfel riscăm să sărim dintr-o parte într-alta cu mortalitatea pe boli de inimă și cancer, care are proporțiile unei epidemii la nivel global. Și la ora asta cele mai performante echipamente de purificare a apei sunt cele, îi rog să rețină două cuvinte, osmoză inversă. Despre osmoză am mai vorbit. Osmoza este un fenomen care se întâmplă în organismul nostru în rinichi, de exemplu. Stau la nivelul coloanei vertebrale. Am mai povestit într-o emisiune cum există acest schimb de apă între vasele de sânge perivertebrale și nucleul pulpar dintre vertebre. Noi plutim pe 24 de pernuțe de apă. Am aici, vreau să pun jos, vehiculul nostru numit apă și să arătăm telespectatorilor o imagine cu acest nucleu pulpos dintre vertebre. Da. De ce este important? El este alcătuit din apă plus proteine hidrofile. Proteine hidrofile sunt un tip special de proteine care se găsesc în toate componentele, toate structurile organismului nostru, și în sânge, și în piele, și în ochi, și în creier, și peste tot. Sunt hidrofile, înseamnă iubitoare de apă. O proteină hidrofilă, și să le enumerăm cu riscul de a plictisi telespectatorii, acidul hialuronic, condroitină, glucozaminele, agregani, biglicani, versicani, lumicani. De exemplu, în ochi există aceste proteine lumicani care dau forma ochiului. Ochii fiind partea vizibilă a creierului. Ei bine, degeaba mai nou luăm aceste proteine hidrofile din farmacie, dacă nu și hidratăm corect. Da? Da. Spuneam că se hidratează din arterele vasculare perivertebrale, artere, da? Cu ce? Cu apă. Dacă noi dăm o apă dură, minerală, prin diferență de presiune osmotică, noi scoatem de fapt apa, îl deshidratăm,
pe acest omuleț care ne lasă pe noi să plutim, să ne mișcăm. Noi, de fapt, ne mișcăm pe niște perne de apă. Între vertebre sunt niște telescoape hidraulice, amortizoare hidraulice, de fapt. Și am făcut un experiment, vreau să vă arăt. Deci am găsit niște proteine hidrofile în niște mărgeluțe cât gămălia de la ac, care se pun pentru flori. Da. Știți? Și am pus aici, de exemplu, aș vrea să focalizăm puțin, așa sunt ele la dimensiunea lor reală. Aici am pus cea mai minerală apă din lume, care este apa de la Marea Moartă. Da. Conține peste 300 de miligrame de săruri minerale și electroliți la litru. Aici am pus apă de la robinet, apă obișnuită, vedem la ce dimensiune au ajuns, ceva mai mult s-au hidratat, da? Decât deloc. Și în fine am folosit apă de la filtru osmotic, osmoză inversă. Observăm cât de mult au crescut și ce înseamnă hidratarea de fapt. Și acum, aș vrea să spun așa, ați început despre longevitate. Da. În locul acestei ape de la robinet, în locul acestei ape minerale pe care o cumpărăm din neștiință, este o afacere de 15 miliarde de euro pe an. Ar trebui să spun cine este în spatele acestei afaceri uriașe. Dar nu acum, nu are niciun sens să povestim cu cine controlează apele minerale și așa mai departe, ce presă și ce televiziune au și ce impact au asupra populației. Populația nu știe. Ei bine, în afară de aceste tipuri de apă există o apă corectă celular. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că în 2003 s-a luat un premiu Nobel pentru descoperirea acuaporinelor, canalele de intrare a apei în celulele noastre. În celulele noastre intră doar apă. Da. H2O. Restul ce este în plus rămâne dincolo de celulă. Asta este o informație extrem de utilă, care fundamentează medicina preventivă și principalul vector al sănătății noastre, care este apa. Este argumentul suprem. Eu am și o imagine, dacă vreți să o arătăm, imediat că le-am... Uite așa. Aici vedem o imagine cu acest canal de intrare al apei în celulă. Aici nu am eu mâna. Iar aici sunt aceste membrane osmotice care imită exact aceste canale de intrare a apei în celulă. Înseamnă dimensiunea unui por, 0,001 micron. Mai avem 10 minute. Avem un film. Și, da. Și acum, în ultima parte, aș vrea să vorbim despre apa longevivă, care ne ajută să depășim 100 de ani. Dar nu aș vrea să intrăm cu filmul, 20 de secunde, am timp. Legat de proteine hidrofile, ce înseamnă mișcarea pentru coloana vertebrală? Rapidă, tot am să fac un mic experiment pentru telespectatorii noștri care ne urmăresc. Aici am apă purificată, da? Dacă ești maestru Houdini. Da. Deci aceste proteine hidrofile spuneau că ele devin polioni și aspiră apa când ne mișcăm. Degeaba luăm proteine hidrofile, degeaba și bem apă corectă dacă nu ne mișcăm. Și acum eu am un praf care înseamnă aceste proteine hidrofile, am să amestec. Imediat. Opa. S-a terminat cu apa. Da, ele și exercită această putere fantastică de forță brizantă, de depărtare a vertebrelor. Da. Asta înseamnă faptul că noi ne mișcăm. Aceste proteine plus apă. Este excesul de praf, da? Am înțeles. Nu mai curge apa. Da. Da. Bine. Și acum, aș vrea să vă spun și telespectatorilor că între ultima emisiune pe care am avut-o și asta, am avut ocazia să mă întâlnesc cu Patrick Flanagan. Și acum am putea să dăm filmul. Rog regia să dea filmul.